Poluare pe râul Bistrița de pe raza județului Neamț, apa a devenit cărămizie pe raza orașului Broșteni, în zona localității Holda, de la scurgerile de substanțe toxice de la platforma minerieră Isipoaia. O echipă de specialiști a monitorizat zona și au prelevat probe pentru laborator. Totodată, autoritățile au transmis și un mesaj ro alert pentru a avertiza pe locuitorii comunelor Borca, Farcașa și Poiana Teiului să nu folosească apa din râul Bistrița și să evite consumul de pește din râu. Autoritățile au avut o ședință tehnică la care au participat reprezentanții sistemului de gospodă a apelor ai gârzii de mediu și a inspectoratului pentru situații de urgență pentru identificarea soluțiilor.